Dublu medaliat cu aur la Barcelona, David Popovici are un mesaj pentru cei care pun presiune pe el înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris. Presiunea există, bineînțeles, nu cred că are sens să o ignor, însă dacă aș avea un mesaj de transmis tuturor celor care așteaptă ceva de la mine, nu mai așteptați. E mesajul transmis de Popovici după ce a câștigat 2 medalii de aur și a doborât un record la Barcelona. Nu știam, sincer, care e recordul competiției. Am notat cât de bine am putut. Nu aveam niciun fel de obiectiv. Am mers pur și simplu acolo, fiind o competiție în drum spre Jocurile Olimpice. În 2021, la Tokyo, Popovici avea doar 16 ani și a fost la o unghie de medalia olimpică. Există două posibilități. O câștig, mă păcălesc singur că am reușit și că asta e și că am atins pragul de sus și am terminat cumva misiunea anotului, iar dacă nu o voi câștiga, aș putea să fiu devastat. Așa că îmi scot obiectivul unei medalii din prima în cap.